seara, bun găsit la jurnalul Deutsche Welle. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Accident rutier grav produs de un șofer octogenar care a suferit un infarct la volan. Câte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, aflați în scurt timp. Un polițist de la rutier a fost fotografiat de un șofer în timp ce dormea în timpul serviciului. Unde s-a întâmplat acest lucru și ce riscă agentul, urmăriți în câteva minute. Mii de credincioși au fost prezenți astăzi la mănăstirea Lainici, unde s-a sărbătorit hramul lăcașului de cult, schimbarea la față a Domnului. Ce a primit mănăstirea din defileul Jiului de la Mitropolia Olteniei, aflați în scurt timp. Un grav accident de circulație a avut loc weekendul trecut în comuna Câlnic. Un octogenar și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit puternic de un microbuz plin cu persoane. Imediat a fost instituit planul roșu de intervenție. Din fericire, persoanele transportate la spital sunt acum în afara oricărui pericol. Câteva clipe de neatenție au dus la crearea unei situații de urgență. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție, asta după ce au fost solicitat să intervină la un accident rutier soldat cu 10 victime. Șoferul unui autoturism a intrat pe contrasens, asta după ce i s-a făcut rău la volan. S-a izbit frontal de un microbus ce transporta persoane de la Motru la Târgu Jiu. Impactul a fost unul violent, în urma căruia octogenarul vinovat de producerea evenimentului a decedat. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a constatat faptul că un bărbat de 80 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67 Câlnic, a pierdut controlul direcției și a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu un microbuz ce transporta 10 persoane, condus regulamentar de un bărbat de 40 de ani din comuna Cătunele. În urma impactului a rezultat rănirea gravă a bărbatului de 80 de ani și rănirea ușoară a 5 persoane, pasageri ai microbuzului, care au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Din cauza leziunilor suferite, bărbatul de 80 de ani a decedat la spital. Conducătorul microbuzului a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Printre cele 10 victime s-au aflat și 2 copii care au fost și ei transportați la unitatea de primiri urgențe. Cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea accidentului. Scandal monstru în satul Ceauru. 2 frați în vârstă de 41 și 46 de ani din comuna Bălești, în timp ce se aflau în fața unui local de alimentație publică din sat, pe fondul consumului de alcool și a unor neînțelegeri mai vechi, au fost luați la pumn și picioare de un tânăr de 26 de ani, dar și de tatăl acestuia în vârstă de 54 de ani. În urma conflictului, 2 dintre aceștia au ajuns pe patul de spital pentru a primi îngrijiri medicale. Replici dure și bătaie cam vestul sălbatic la Bălești. Cuprinși de aburii lui Bahus, 4 bărbați s-au luat la pumn și picioare chiar în fața unui local de alimentație publică din statul Ceauru. Motivul scandalului au fost câteva neînțelegeri mai vechi. Mai mult, 2 dintre aceștia au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului, care a stabilit faptul că 2 bărbați de 41 și 46 de ani din comuna Bălești, în timp ce se aflau în fața unui local de alimentație publică din localitatea Ceauru, au fost agresați fizic de un tânăr de 26 de ani și un bărbat de 54 de ani din aceeași localitate, pe fondul consumului de alcool și a unor neînțelegeri mai vechi. Ulterior, conflictul a degenerat și s-au agresat reciproc. În urma conflictului, persoanele de 46 și 54 de ani au suferit mai multe leziuni, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în cadrul unui dosar penal pentru lovire și alte violențe. Zicala doarme în post a prins contur în județul Gorj. Un cetățean a surprins cu telefonul mobil câteva imagini în care se arată cum polițiștii de la rutieră își fac somnul de frumusețe în timpul serviciului. Totul s-a întâmplat la Motru, acolo unde unul dintre oamenii legii l-ar fi tras pe dreapta chiar pe fratele celui care a făcut fotografia. Mai mult, polițistul aflat la volan nici măcar nu cunoștea legislația rutieră, căutând pe internet informații cu privire la modul de verificare a asigurării de Bulgaria.
Situație jenantă în Motru. Un om al legii a fost surprins într-o ipostază nu tocmai plăcută. Fiind foarte obosit, probabil, polițistul s-a gândit să tragă un pui de somn în timpul programului. Cel care a făcut descoperirea a fost chiar un participant la trafic oprit de colegul polițistului somnoros. Mai mult, ca totul să fie dus până la capăt, cel care verifica actele căuta informații pe internet cu privire la o asigurare din Bulgaria. Supărat foc și pară pe oamenii legii, Gorșanul a și postat câteva cuvinte pe pagina sa de socializare. Poliția de la Motru aseară la 3, așa verificau ei actele unei mașini. Unul dormea și celălalt căuta pe telefon cum se verifică o asigurare de Bulgaria. Rușine, poliția română. Mașina a fost a mea și a fost fratele meu la niște fete la Motru. Pe la ora 3 și jumătate noaptea l-au oprit doi polițiști. Un agent i-a luat numerele de pe mașina de Bulgaria. Colegul lui dormea, iar el căuta pe internet pe un site să vadă dacă are asigurare valabilă. După ce i-a luat numerele, agentul a reținut cartea mașinii. A scris în procesul verbal că a reținut certificatul, iar certificatul e și acum la mine. Sărbătoare importantă pentru toți creștinii ortodoxi. Mii de credincioși au fost prezenți astăzi la mănăsirea Lainici din defileul Jiului pentru a marca schimbarea la față a Domnului, care reprezintă hramul Sfântului Lăcaș de Cult. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu mitropolitul Olteniei Irineu Slătineanu. Oraclă cu moaștele Sfântului Irodion a fost dăruită mănăstirii Lainici. Soborul de preoți a trecut după terminarea Sfintei Liturghii prin mijlocul credincioșilor. Inițial, praznicul schimbării la față a aparținut schitului Locurele, care este așezat într-o frumoasă poieniță la câțiva kilometri distanță de mănăstirea Lainici. Cu timpul, hramul schitului a fost adoptat și de mănăstirea Lainici. La sărbătoarea marcată într-un mod aparte la mănăstirea Lainici au venit credincioși din toate zonele țării. Viorica Orban vine în fiecare an încă din tinerețe să participe la evenimentul religios care se desfășoară aici pe data de 6 august. Vin de la 23 de ani, lucrez pe aici și această sărbătoare pentru mine este trup și suflet din viața mea, nu știu cum să vă spun. Aici este un loc sfânt, e o sărbătoare binecuvântată de Dumnezeu, dar muntele pentru noi este înțelepciunea vieții, cum să spune, să fim desăvârșiți, precum Domnul nostru desăvârșit a fost și să urmăm sfințeniei sale, de să fim lumină în fața lumii. Asta ne cere Dumnezeu. Cei mai mulți credincioși au venit din județele Gorj și Hunedoara. Am venit să ne închinăm la moaște, la Sfântul Irodion, la icoana Făcătoare de Minune a Maicii Domnului, adusă din Athos. Știți că azi se sărbătorește și hramul mănăstirii. Da, schimbarea la față, da. De unde veniți? Din Rovinari. Eu am venit pentru schimbare la față și ne mai schimbăm așa noi, înșine între noi. Bine. Bine, păi bine, că te rog că bine, că de când, de ani de zile merge, nu mai e rău ca dracu înapoi. Veniți an de an la mănăstire? Am lucrat și la mănăstire, dar problema e în felul următor, că omul nu se schimbă. E ca vremea. Bate mâna, când bate mâna sufletul, oamenii greu. Omul dă de necaz, când dă de necaz, atunci caută locul Dumnezeu. Mitropolitul Olteniei a explicat că schimbarea la față reprezintă o evoluție a omului pe scara credinței și a umanității și apropierea de Dumnezeu. Schimbarea la față este o sărbătoare a întregii biserici noastre ortodoxe. Întrucât momentul acesta din viața Mântuitorului Iisus Hristos a avut o semnificație și are în continuare un rost deosebit în viața credincioșilor și în viața lumii. Schimbarea este ceva specific nouă și trăim aceste lucruri încă din copilărie. A te schimba înseamnă, a te schimba bineînțeles în bine, înseamnă a progresa, a ajunge mai sus. Din punct de vedere spiritual, schimbarea la față presupune pocăința, presupune îndreptarea și presupune apropierea de Dumnezeu. Schimbarea la față a fost sărbătoarea călugărilor, pentru că ei vedeau momentul sublim
ca o țintă pe care trebuia să o atingă în viața lor spirituală. Așa se face că schimbarea la față și aici, la Mănăstirea Lainici, mai degrabă la schitul Locurele din apropiere, călugării și-au pus ca hram această zi, ca ei să trăiască momentul evanghelic al schimbării la fața Mântuitorului Hristos, dar în același timp să mediteze și la schimbarea lor din viața aceasta pământească și în viața aceasta de zi cu zi. Această sărbătoare amintește de minunea petrecută pe muntele Tabor, unde Hristos își descoperă dumnezeirea sa prin natura umană pe care a asumat-o. O firmă de reciclare a deșeurilor din Bălești a fost amendată de Garda de Mediu cu suma de 100.000 de lei. Ce deficiențe au fost găsite, aflați în câteva momente. O descoperire șocantă a fost făcută de un târgujean în râul Jiu. Acesta a sunat la 112, sesizând faptul că pe albia râului plutește un cadavru. Imediat au ajuns mai multe echipaje la fața locului, cele constatate adeverindu-se. În urma audierilor s-a stabilit faptul că bărbatul de 49 de ani fusese căutat de familie înainte cu câteva ore la serviciu, deoarece acesta nu mai ajunsese acasă, iar apropiații nu mai puteau să ia legătura cu el. Bărbatul care a fost găsit înecat în Jiu a fost văzut pentru ultima dată joi seara, atunci când a discutat cu colegii săi, lucrători la hidroelectrica Târgu Jiu. Acesta urma să iasă din tură la miezul nopții, însă colegul care venise să îl înlocuiască nu l-a mai găsit la serviciu. Soția acestuia s-a panicat atunci când a văzut că nu mai ajunge acasă, așa că a mers direct la angajator pentru a vedea ce s-a întâmplat. Câteva ore mai târziu, cadavrul acestuia a fost găsit plutind în barajul de acumulare de pe Jiu. La data de 3 august anul curent, poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată prin apelul 112 de un angajat al unei societăți comerciale despre faptul că în zona barajului de pe râul Jiu, de la piața centrală, se află cadavrul unei persoane de sex bărbătesc. La fața locului s-a deplasat o patrulă de siguranță publică care a identificat persoana, un bărbat de 47 de ani din comuna Runcu, angajat la hidrocentrala din zonă. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, împreună cu reprezentanții ITM Gorj, a reieșit faptul că bărbatul era de serviciu în schimbul de noapte, iar pe corp nu au fost identificate urme de violență. Conform polițiștilor, angajatul hidroelectrica ar fi căzut în apă la barajul de la Ceame și a fost dus de curenți până la barajul de la Piața Centrală, acolo unde a fost descoperit. Mai mulți localnici din comuna Bălești se plâng de faptul că în apropierea locuințelor lor o societate desfășoară activitatea de reciclare a deșeurilor. Oamenii au depus sesizări, iar comisarii Gărzii de Mediu au constatat că firma nu a respectat legislația și a fost amendată cu suma de 100.000 de lei. Activitatea de reciclare a deșeurilor se desfășoară la câteva zeci de metri de locuințele cetățenilor din Bălești. Un localnic a filmat de la fereastra casei sale cum sunt selectate gunoaiele. A postat imaginile pe Facebook cu următorul mesaj. La numai 30 de metri de locuințele noastre funcționează o firmă de reciclare cu sute de tone de peturi, sticlă, ce o macină în munți. Această firmă se află în Bălești, a spus un localnic pe rețeaua de socializare. Mădălin Ungureanu, primarul comunei Bălești, a declarat că a trimis sesizările primite instituțiilor abilitate. Acesta nu crede însă că localnicii au de suferit în urma activității desfășurate. Au fost sesizați instituțiile abilitate. Garda de Mediu, mi se pare că le-a și dat amendă. Nu cred că deranjează, pentru că ei sortează petul și ăsta nu au activitate cu gunoaie. Nu, pentru că sortează doar materiale de astea, de plastic, de cartoane, de... Înțeles. E o societate mare sau sunt mulți oameni care lucrează acolo? Sunt. Numai din Bălești sunt 30-40 de oameni. Garda de Mediu Gorj a efectuat verificări la firma de reciclare și a constatat că deținea o cantitate de deșeuri mai mare decât cea prevăzută în mod legal și a aplicat o sancțiune în valoare de 100.000 de lei. În urma controlului făcut de Garda de Mediu, comisarii de mediu au constatat că nu a fost respectată legislația de mediu în domeniul gestionării deșeurilor,
Mai precis, au fost colectate cantități importante de deșeuri care urmau să fie valorificate, reciclate. Întrucât stocul găsit pe amplasament atingea cantități foarte mari, existând pericolul și să avem parte de un eveniment neplăcut gen incendiu, comisarii de mediu au constatat că nu a fost respectată legislația de mediu, motiv pentru care a fost și aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 100.000 de euro. Reprezentanții Gărzii de Mediu au impus firmei să valorifice mai repede materialele, astfel încât stocurile să nu mai fie așa de mari. S-a stabilit ca măsuri ca deșeurile colectate în vederea valorificării să fie valorificate într-un anumită perioadă de timp, astfel încât cetățenii din zonă să nu mai suporte disconfortul creat de aceste stocuri de deșeuri. Disconfortul creat localnicilor constă în zgomotul produs, dar și în existența unui risc în caz de incendiu. Casa de Cultură a Sindicatelor din Târgu Jiu nu poate fi folosită. Instanța de judecată trebuie să se pronunțe în legătură cu achiziția de către municipalitate a imobilului. Ulterior, se vor putea aloca fonduri pentru reabilitare, în special pentru reparații de urgență la acoperișul clădirii, a menționat Marcel Romanescu, primarul orașului. Casa de Cultură din municipiul Târgu Jiu rămâne nefolosită. Edilul orașului, Marcel Romanescu, spune că așteaptă pronunțarea instanței de judecată în ceea ce privește achiziția imobilului. De asemenea, abia după pronunțare, municipalitatea poate aloca bani pentru reabilitarea casei de cultură. În momentul de față e pe rolul instanței. Așteptăm ca judecătorul să se pronunțe și imediat după ce se va pronunța judecătorul în privința achiziționării acestui edificiu, să putem să alocăm sumele necesare, așa cum vă și spuneam, pentru o reabilitare parțială, cel puțin pe partea de acoperiș. Dar până nu devenim cu adevărat cu acte proprietarii casei de cultură, nu putem face investiții. Pentru organizarea evenimentelor culturale va putea fi folosită sala sporturilor din Târgu Jiu. Sala sporturilor din municipiul Târgu Jiu ar putea fi dată spre închiriere. Direcția publică de patrimoniu din cadrul primăriei lucrează la un regulament privind folosirea și închirierea sălii, care poate fi folosită și pentru alte evenimente în afara celor sportive, având în vedere că nu există o sală de spectacole. Este însă nevoie ca suprafața de joc să fie protejată în mod corespunzător. Municipalitatea ia în calcul ca sala sporturilor să fie închiriată pentru organizarea de evenimente cultural-artistice sau de altă natură. Pentru acest lucru este nevoie ca parchetul din interiorul sălii să fie protejat. Chiar astăzi am discutat în ședința operativă cu directorul de la Patrimoniu, de fapt cu directorul adjunct, domnul Tătaru, să pregătească un regulament de folosire a acestei săli. E clar că avem această sală pentru a putea să fie folosită pentru competiții sportive sau pentru alte evenimente. Ne ținând cont de faptul că nu avem la nivelul municipiului Târgu Jiu pentru evenimente de o anumită anvergură, nu avem o sală autorizată care să poată fi folosită și această sală contra cost va fi folosită pentru astfel de evenimente și protejată, așa cum am și procedat la evenimentele anterioare, în așa fel încât să nu fie deteriorată suprafața de joc. Până în acest moment, nicio echipă sportivă nu și-a anunțat intenția de a susține meciuri în noua sală a sporturilor. Polițiștii locali din Târgu Jiu au reușit să câștige în instanța de judecată unele drepturi pierdute. Ce sumă au de încasat aceștia, vă spunem după pauză. Am revenit la jurnal. Câțiva zeci de fermieri gorjeni au rămas în cursa pentru subvenția de 3.000 de euro acordată de stat cultivatorilor de tomate. Este vorba de deținătorii de solarii care recoltează și valorifică peste 2 tone de tomate. Dan Tănăsescu, directorul Direcției pentru Agricultură Gorj, a declarat că s-a intrat deja în cea de-a doua etapă a programului destinat subvenționării producătorilor de roșii. Puțin cultivatori de tomate la nivelul județului Gorj.
Din 28 de producători, doar 2 au depus solicitări de retragere din program, iar din cei rămași, 24 au documentația realizată. Jumătate dintre fermieri au finalizate controlele. Rămâne ca în perioada 1 noiembrie-20 decembrie cultivatorii să recolteze și să valorifice producția respectiv minimum 2 tone. În ciclu 2 avem înscriși 28 de producători. Din păcate, 2 dintre ei ne-au anunțat că din vari motive se retrag, deci mai rămân 26. Din cei 26, fișa 4-a la plantare s-a efectuat la 24 dintre aceștia. Mai avem 2 care zilele acestea, mâine sau poimâine, au anunțat, au avut ceva probleme cu răsadul și o să planteze și o să terminăm și aici această fișă. Iar fișa a doua, 4B, l-a înflorit la începutul rodirii, sunt deja efectuate la jumătate dintre 13 și săptămâna aceasta mi-am propus să terminăm și fișa 4B, deci și inspecția. Astfel că, vă spuneam, săptămâna asta vom termina cu controlele, mai rămâne ca aceștia să aibă grijă de culturi, să le îngrijească și să producă cantitatea de tomate necesare, adică minim 2 tone în perioada 1 noiembrie-20 decembrie. Suma de 3.000 de euro va intra în conturile legumicultorilor, abia după ce vor demonstra că au reușit să realizeze producția impusă. 10 de polițiști din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu așteaptă cu sufletul la gură rectificarea bugetară anunțată de guvernanți. Salariații municipalității au câștigat un proces prin care, prin soluția căruia, au dovedit că le-a fost ciuntit ilegal în anul 2015 din norma de hrană aproximativ 300 de lei pe lună. Cei 38 de polițiști solicită acum drepturile câștigate în instanță, care sunt executorii. După aproape 3 ani de așteptare, polițiștii locali au un motiv de bucurie. Este vorba despre circa 38 de angajați ai municipalității care trebuie să încaseze după rectificarea bugetară o sumă de aproximativ 6.000 de lei. Judecătorii au stabilit că este vorba despre 2 ani de plăți după ureche, iar salariații care s-au adresat instanței așteaptă corectarea situației. Luând în considerare cadrul legal în temeiul căruia se poate acorda norma de hrană personalului instituției, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu a formulat un punct de vedere în acest sens, specificând că plata sumelor de bani este obligatoriu a se realiza prin hotărâre a Consiliului Local, conform legii numărul 155/2010 a Poliției Locale. În cazul de față, vorbim despre achitarea diferențelor de nor la norma de hrană, conform titlurilor executorii pentru 59 de polițiști locali din Sindicatul Prolec. Facem precizarea că, la acest moment, și Sindicatul Polițiștilor Locali din județul Gorj a formulat 2 acțiuni în instanța de contencios administrativ în vederea acordării acestui drept. Soluția în cauză a rămas definitivă la Curtea de Apel Craiova. Recoltă mai bună față de anul trecut. Aceasta este declarația șefului Direcției pentru Agricultură Gorj, Dan Tănăsescu. Deși vremea nu a ținut cu ei, agricultorii gorjeni se pot lăuda cu o producție excelentă. Cea mai mare cantitate la recoltele păioase s-a înregistrat la grâu, de aproape 10.000 de tone. Zilele fără ploi îi ajută pe fermieri să finalizeze în sfârșit campania de recoltare la păioase. Dan Tănăsescu, directorul Direcției pentru Agricultură Gorj, a declarat că din suprafața totală de circa 10.000 de hectare, grâul a fost recoltat de pe 9.900 de hectare, iar în câteva zile treieratul se va încheia. La Triticale s-a reușit recoltarea de pe aproape întreaga suprafață. După săptămânii întregi de ploi, care ne-a încurcat, deci o vară capricioasă, de fapt tot anul a fost un an capricios, putem spune că încheiem această campanie de recoltare a celor păioase. Astfel că la grâu, din suprafața totală de 9.983 de hectare, avem recoltate aproximativ 9.900, deci mai avem 80-90 de hectare. La triticale, din suprafața de 2295 de hectare, avem recoltat 2274, deci aproximativ 20 de hectare. Mai avem la orzoaică din 166 de hectare, 154 de hectare. Și la ovăz din 2876 de hectare, avem 2300 de hectare. Aici mai avem un pic. De asemenea, Dan Tănăsescu a precizat că suprafețele rămase netreierate au fost afectate de băltiri. În ultimele zile însă s-a putut intra și recolta cu ajutorul combinelor. Vă spuneam că aceste suprafețe care au rămas netreierate sunt în anumite locuri în care apa a băltit, a plouat
torențial mai mult, peste 50 de litri săptămâna trecută și n-a putut fi finalizat. De aceea, cu ocazia ultimelor zile care ați văzut că sunt caniculare, s-a putut intra și se intră mâine, să zicem, poi mâine, mai mult ca sigur 100% aceste suprafețe sunt recoltate în întregime. Abia după finalizarea campaniei de recoltare vom ști cu exactitate cantitățile obținute. Finalele campionatului național de streetball vor avea loc mulți ani de acum înainte la Târgu Jiu. Reprezentanții Federației Române de Basket au fost mulțumiți de modul în care autoritățile s-au implicat în organizarea evenimentului și au promis că vor alege municipiul Târgu Jiu și pentru finalele din următorii ani. De asemenea, cu ocazia acestui eveniment în orașul Brâncuș, au fost prezenți ministrul tineretului și sportului Ioana Bran, dar și secretarul de stat al aceluiași minister Cosmin Butuza, autorul unei gafe monumentale. Sute de iubitori ai sportului au fost prezenți în piața prefecturii din Târgu Jiu în acest weekend. Orașului Brâncuș a fost gazda turneului național de streetball. Marcel Romanescu, edilul municipiului Târgu Jiu, a declarat că și alte etape ale campionatului ar putea fi găzduite de orașul nostru, respectiv de sala sporturilor. Foarte mulțumit. Mai mult decât atât, am văzut reacția celor care au fost prezenți la acest spectacol sportiv. Lumea este foarte încântată, este altceva. În primul rând că este o competiție de un anumit nivel și în al doilea rând și modul de organizare. Fapt ce demonstrează că dacă la un moment dat se ocupă profesioniști de acest eveniment, și aici vorbim de Federația Română de Basket și de cei care au amenajat incinta sportivă, lucrurile ies foarte bine. Și mai mult decât atât, astăzi am confirmarea faptului că de acum încolo foarte mulți ani, în condițiile în care ne prezentăm cel puțin la același nivel ca și în acest an, competiția va rămâne la Târgu Jiu. De asemenea, la eveniment a luat parte și Ioana Bran, ministrul tineretului și sportului. Nu am venit pentru o echipă anume. Trebuie să precizăm faptul că basketul 3x3 este cea mai nouă disciplină olimpică și este un lucru care ne îmbucură și intenționăm să-l ținem cât de mult se poate. V-ați bucurat, a câștigat statul mare. Evident că m-am bucurat, nu pot să nu te bucuri când echipa orașului tău, a județului tău câștigă, dar cum am spus, am venit pentru a lua parte la acest turneu. Ioana Bran a fost însoțită și de secretarul de stat al Ministerului Tineretului și Sportului, Cosmin Butuza. Acesta este recunoscut pentru gafele sale în spațiul public. Mai mult, după greșeala de la București, Butuza a comis o nouă gafă și la Târgu Jiu. Cred că trebuie să ne mândrim cu acest lucru, să arătăm și străinilor că suntem români, că ne mândrim cu centenarul, să punem centenarul pe tricoarea noastră, pe afișa noastră, pe tot ceea ce înseamnă. Dacă vedeți, peste tot locul unde apare Federația Echipele Naționale, unde apare Naționale României, apare și treaba centenarului. Sunt paramureșan, sunt Ardelean, mă mândresc cu centenarul și o să mă mândresc copilul, că sunt român oriunde merg în lume. Prima ediție a campionatului de streetball s-a încheiat duminică la Târgu Jiu. Știința București a câștigat toate cele 4 partide și și-a trecut în palmares primul titlu al întrecerii feminine. La masculin, echipa Rapid București a cucerit titlul național după o finală excepțională contra celor de la Știința București. Partidele s-au disputat pe terenul amenajat în piața prefecturii din Târgu Jiu. Jurnalul Gorj TV a ajuns la final. Urmează în această seară de la ora 21 emisiunea În interes public, realizată de Sorin Călugărița. Eu sunt Loredana Sava și ne revedem mâine la ora 18. Să aveți o seară liniștită. Numai bine!